Bine v-am găsit la Jurnal de Credință, astăzi o ediție specială care așează în prim plan cheia succesului unei vieți de credință. Este vorba despre Biblie. Cel puțin o dată pe an avem ca invitații oameni care au experiențe aparte prin Institutul de Studii Biblice, prin corespondență. Sunt oameni care la un moment dat și-au spus viața trebuie să însemne mai mult, înseamnă credință, înseamnă Dumnezeu, dar cum să descopere și cum să le pună în relație. E bine, Institutul de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura este un ghid bun, iar cei care studiază prin Sola Scriptura sunt oameni cu experiențe aparte și sunt fericită astăzi să i-am ca invitați. Invitat este domnul Marius Bratu, directorul Institutului de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura. Bine ați venit la Jurnal de Credință. Bun găsit, mă bucur să fim împreună în această ocazie. Și pentru că este o ocazie de sărbătoare și vom spune de ce este o ocazie de sărbătoare, nu ați venit singur, ci însoțit, dar vă las pe dumneavoastră să ne prezentați pe cele două doamne care au o legătură aparte, acum aș putea spune, cu Sola Scriptura și mai ales au răspunsul la cum să descoperi Biblia. Sunt onorat să fiu în platou în această seară alături de două doamne speciale, sunt cursante Sola Scriptura. Este vorba despre doamna Luminița, care vine de la Târgu Mureș, și de doamna Lucia, care vine de la Craiova. Le-am cunoscut la Sola Scriptura, în mod special la cursul Descoperă Biblia. O să vorbim imediat despre acest curs deosebit. Și vara aceasta am avut bucuria să fim împreună în tabăra anuală de studiu biblic Sola Scriptura. Așa este și cred că și eu am fost pe acolo, iar le-am cunoscut și n-am putut, să spunem, conecta împreună la emoția pe care ți-o dă împărtășirea experienței cu Dumnezeu și când Dumnezeu este cunoscut prin Biblie, parcă vrei să știi mai multe. Iar eu mi-am manifestat curiozitatea din plin și încă o dată vreau să vă mulțumesc că sunteți astăzi aici, că ați acceptat invitația noastră. Eu vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru această invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Vă urmăresc cu un interes mare emisiunile pe care le realizați și îmi plac foarte mult. Mulțumesc. Și doresc să vă felicit mult pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult și eu sunt bucuroasă să ne revedem și ceea ce vom face împreună astăzi e să fie un răspuns la întrebarea pe care am adresat-o sau nici măcar nu este o întrebare, este o constatare, o dorință a sufletului, sper fiecăruia, cum să descoperi Biblia. Bine ați venit, cum vă simțiți, sunteți la fel de emotivă ca atunci când ne-am văzut prima dată? Exact la fel, poate chiar mai mult. Bine v-am găsit și vă mulțumesc și eu din suflet pentru invitație. Mă bucur nespus să mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră și tema discuției mă atinge în profunzime. Dar înainte de toate, haideți pentru cei care poate nu cunosc noțiunea și Institutul Sola Scriptura, mă îndrept către dumneavoastră, domnule director, spuneți-ne acum când ce este Institutul de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura. Sola Scriptura este un proiect misionar matur și complet. Și am să explic de ce folosesc aceste atribute, matur și complet. Este matur pentru că astăzi, așa cum ați spus în introducere, este zi de sărbătoare. Sola Scriptura împlinește 22 de ani de când a luat ființă. Și mă bucur tare mult că v-am aici în fața mea pe dumneavoastră, o persoană care ați fost alături de Sola Scriptura chiar atunci la momentul de naștere a acestui proiect frumos. Așadar, este un proiect matur. În 22 de ani s-au întâmplat multe, am învățat și bune și rele și cu ajutorul lui Dumnezeu de aici înainte dorim să continuăm până în ziua aceea frumoasă a întâlnirii cu El. Și este un proiect complet din următorul punct de vedere. Sola Scriptura nu doar transmite informație către oameni. Căile prin care se transmite informație din Scriptură către oameni sunt multe. Sola Scriptura dorește să mai adauge ceva, încă o componentă la aceasta, și anume aceea de a interacționa cu cei care sunt beneficiarii informației pe care noi o livrăm.
Sola Scriptura, prin Rețeaua Națională de Librării, 51 la număr, împlinește nevoia aceasta de a fi în mijlocul societății, prezenți în mod fizic, de a organiza activități care să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor și de a fi lângă oameni ca să dăm explicații atunci când ei poate găsesc vreo nelămurire în studiul lor al Scripturii. Așadar, Sola Scriptura este și un proiect misionar matur, dar și unul complet. Câți oameni, câți români apelează anual la Sola Scriptura, la acest ghid? Pentru că e vorba și despre un ghid de citire a Bibliei. Când deschizi Biblia, deseori întâmpin dificultăți. Faptul că te aliniezi unui sistem, unui ghid care te poate îndruma, căruia îi poți cere răspunsul la unele întrebări, mi se pare extraordinar. Așadar, câți români anual spun vrem Sola Scriptura? Mai întâi de a spune câți români spun vrem Sola Scriptura, aș dori să spun ce oferă Sola Scriptura. Avem un pachet de 20 de cursuri în momentul de față și acest pachet se dezvoltă chiar în momentul acesta. Cursuri din diferite domenii, spiritualitate, familie, sănătate, cursuri pentru tineri, cursuri pentru dezvoltare personală. În ultimii 5 ani, 15.000 de oameni au ales cursurile Sola Scriptura. Spun ultimii 5 ani pentru că 2 ani au fost mai speciali. Dar, pandemia. Da, pandemia. Nu ne plângem pentru că acolo Dumnezeu a făcut o minune. Sola Scriptura a început prin a oferi cursuri prin corespondență, prin poștă. Numai că pandemia, în perioada de lockdown, a redus la minimum această activitate. Numai că Dumnezeu a avut grijă ca lucrurile să nu se blocheze acolo și a fost o explozie, o explozie la propriu, pe online. Mii de oameni au accesat site-ul și s-au înscris acolo. Vă dați seama, în medie, 3.000 de oameni pe an aleg cursurile Sola Scriptura în cele două variante, tipărit prin corespondență sau online. Vreau să fac o precizare aici. 15.000 poate să nu pară un număr prea impresionant, pentru că suntem obișnuiți acum cu miile de vizionări ale unui clip sau sute de mii sau milioane de vizionări. Numai că trebuie să înțelegem că aceste 15.000 de oameni sau acest mii de oameni sunt oameni care nu vizionează un clip, ci sunt oameni care accesează un conținut scris și parcurg materialul acela fie tipărit, fie pe ecranele dispozitivelor lor de acasă. Așadar, vorbim despre niște mii de oameni speciali. Speciali. Eu am o stimă deosebită pentru cei din online, pentru că trebuie să mărturisesc lucrul acesta, deși folosesc zi de zi computerul, îmi este foarte greu să citesc text lung pe computer. Avem oameni care nu doar încep cursurile pe online, le și termină, primesc diplome și nu doar un curs, ci mai multe. Toată stima pentru oamenii aceștia. Așadar, mii de români accesează Biblia Descoperă, Biblia prin Sola Scriptura, indiferent care ar fi numărul lor, e dincolo de număr, sunt oameni, sunt oameni cu povești de viață, oameni care îl caută pe Dumnezeu și cred eu că în momentul în care deschid Biblia, deschid exact ceea ce trebuie. Până la urmă deschid cartea lui și avem aici atât pe doamna Luminița, cât și pe doamna Lucia și împreună putem să vedem cum s-a întâmplat concret în viața dumneavoastră. Cum era momentul în care, să spunem, a venit gândul acela că să deschideți Biblia, să știți mai multe despre Dumnezeu. Putem derula timpul așa și să ajungem în momentul acela al fiecăreia dintre dumneavoastră să-l reperăm și să-l descriem. Cum era momentul acela în care pur și simplu ați spus gata, trebuie să se întâmple asta? Și de ce alege un om să citească Biblia și se gândește îmi trebuie și un ghid serios? Asta arată că nevoia era puternică și nu ați vrut să vă rătăciți, aveați nevoie de orientare și Sola Scriptura se pare că la momentul acela a prezentat garanții și a spus să încerc cu ei. Vă pot relata eu momentul în care am primit această
invitație de a participa la acest curs biblic. Era un moment în viața mea extrem de trist, de o mare tristețe, pentru că îmi pierdusem ambii părinți în decurs de 2 ani succesivi, unul după altul. Era un moment în care eram atât de supărată pe Dumnezeu, deoarece nu înțelegeam de ce a trebuit ca părinții mei să ne părăsească atât de repede. Eram cu niște lupte interioare și încercam tot timpul să găsesc răspuns la întrebările care mă tot apăsau. Îmi veneau în minte foarte multe de ce-uri, de ce tatăl, de ce mama, de ce tocmai ei, și nu puteam să înțeleg de ce Dumnezeu în bunătatea Lui și în iubirea Lui a consimțit să se întâmple lucrul ăsta. Ăsta a fost momentul pe care l-am trăit, și în situația asta mă aflam în momentul în care am început acest curs biblic. Cum ați aflat de... O foarte bună prietenă, o foarte bună prietenă care mi-a fost foarte alături în această perioadă grea a vieții mele. Și mi-am dat seama că totuși Dumnezeu mă iubește și așteaptă ceva de la mine, pentru că în zilele cele mai grele și cele mai apăsătoare, ea mă suna. Primeam un apel telefonic de la ea și, repetându-se lucrul ăsta de câteva ori, mi-am dat seama că ceva se întâmplă și totuși Dumnezeu e prezent în viața mea, în momentele de mare tristețe. Așa am aflat despre acest curs și așa am ales să particip la acest curs, încercând să-mi răspund la multele întrebări care veneau, pentru că eram curioasă și vroiam să înțeleg totuși scopul și finalitatea vieții noastre pe acest pământ. Refuzam să cred că venim de nicăieri și mergem către nicăieri, și de atunci continui acest studiu biblic. Ce curs ați optat? Pentru ce curs ați optat atunci? Care a fost? Pentru că oferta este bogată. De a studia Biblia. De a studia Biblia. Efectiv, de a studia Biblia. Știți, chiar sunt curioasă, pentru că parcă e un pic de fisură de logică. Deci ești supărat pe Dumnezeu, parcă filmul îți spune că ar trebui să fii în oricare alt loc, dar în niciun caz în preajma sau în prezența, sau mai ales deschizând cartea lui Dumnezeu. Noi toți știm că Sfânta Scriptură este cartea lui Dumnezeu. Cum vă explicați? Pentru că de obicei oamenii, când se supără pe Dumnezeu, fac orice altceva, dar nu se apropie de Dumnezeu, dar nu se duc la o biserică, dar nu deschid Biblia. Cel puțin raționamentul meu cam pe acolo mă duce. Da, cum vă explicați? Pare foarte ilogic. Deci pare chiar ilogic, dar mi-am dat seama că numai Dumnezeu poate să-mi răspundă la toate aceste întrebări. Adică erau răspunsuri pe care nu le-am găsit nicăieri. Adică la luptele astea ale mele interioare, nu era nimeni în măsură să-mi dea niște răspunsuri care să mă mulțumească și care să mă satisfacă la momentul respectiv. Și probabil am ales această cale fiind convinsă că Dumnezeu este cel care mă poate ajuta în sensul ăsta. Haideți să vedem cum a început El cu adevărat să vă ajute și să vă convingă și să vă dea răspunsul la cele câteva întrebări pe care le-ați și enunțat. Un Dumnezeu al iubirii, care știe, care face, de ce acum, de ce atât de devreme, au fost câteva întrebări foarte concrete. Răspunde, v-a răspuns Dumnezeu la astfel de întrebări? Sau ce s-a întâmplat? Cum a început această relație a unui om care întreabă pe Dumnezeu și a unui Dumnezeu care prin Scriptură răspunde? Din tot ce am citit și am studiat până acum, am înțeles că totuși suntem muritori, totul este efemer și trecător pe acest pământ. Și te poți împăca cu această idee? V-ați împăcat cu ea? Foarte greu. Foarte greu m-am împăcat cu această pierdere a părinților mei, dar sper din tot sufletul că îi voi reîntâlni la un moment dat pe noul pământ. Asta este speranța mea. Și studiul Bibliei m-a ajutat foarte mult să ies din acest mare impas al vieții mele. A fost o speranță pentru mine și m-am agățat cu disperare de lucrul ăsta.
Și mi-am regăsit odată acel echilibru și acea pace interioară pe care o pierdusem realmente. Și vreau să continui acest studiu, nu vreau să mă opresc aici, pentru că sunt convinsă că Dumnezeu încă mai are să-mi descopere multe lucruri de aici încolo. Așadar, prin citirea, prin studierea, prin descoperirea Bibliei, v-ați conectat cu un Dumnezeu care v-a răsplătit cu pace și cu răspunsuri care să mângâie sufletul dumneavoastră. Mă îndrept acum și merg mai departe să vedem cum a fost în cazul dumneavoastră. Parcursul meu a fost ușor diferit, în sensul că după ani de zile de căutări individuale și de studiu individual, simțeam aproape cu disperare nevoia să mă conectez la un grup de oameni care au aceeași pasiune pentru a descifra mesajul biblic ca și mine. Simțeam că nu mai există un progres foarte mare de una singură și că vreau să aparțin unui grup care își pune aceleași întrebări. Dar de ce ați început această căutare a lui Dumnezeu folosind Scriptura? Sunt foarte mulți oameni, cred că îndrăznesc să spun că cei mai mulți, când vor pe Dumnezeu, merg la o biserică, încep să se închine, fac pelerinaje, dacă aparțin de o anumită confesiune sau alta, sau mă rog. Cu dumneavoastră cum s-a întâmplat? De ce ați început acest parcurs care probabil venea fie dintr-o situație, fie doar dintr-o simplă curiozitate? Ca majoritatea creștinilor, sunt românilor, sunt botezat în ritor ortodox, dar bunicii mei erau penticostali. Am luat cunoștință în mod direct cu Biblia încă de la vârsta de 5 ani, mergând cu ei la adunare și ascultând acolo laudă și închinare, cântece, cum se rugau, cum citeau versetele. Bunica mea chiar a aplicat mai târziu, când am învățat să scriu, o strategie, în sensul că mă răsplătea cu dulciuri, mă ducea la cooperativă, se întâmpla pe vremea comuniștilor, dacă îi scriam cântece de la laudă și închinare sau versete din Biblie, le copiam. Cred că asta a fost strategia ei, ca să mă apropie fără să mă forțeze, răsplătindu-mă. Și noi locuiam atunci la Constanța, ea locuia într-un sat de lângă Ludu și o vedeam doar în vacanțe, îi vedeam pe bunici. Așa că legătura era oarecum distantă, nu se menținea Constanța. Eu aveam mereu contact cu Biblia când mergeam la ei. Părinții mei fiind ortodoxi și ei, dar nepracticând ortodoxia, precum practicau bunicii creștinismul. A trecut timp, s-au mai îndepărtat căutările mele spirituale din viața mea și cred că la vârsta de 32 de ani am simțit acut, tot pe fondul unor probleme personale care m-au destabilizat în plan profesional, financiar, emoțional. Deci absolut toate planurile în acel moment ale mele erau zero, anulate complet. Sau chiar la minus infinit le simțeam eu. Urma să aduc pe lume al patrulea copil și mă simțeam complet destabilizată și fără sprijin. Și a fost în momentul acela ca o barcă de salvare, o arcă, ca un colac de salvare, comunitatea creștină la care am aderat atunci. Și am reluat contactul cu Biblia, studiul biblic, dar fiind iarăși într-o perioadă așa de mult stres emoțional și copii mici, și cred că toată lumea știe cum e să te împarți între job, între copii și să-ți găsești timp și pentru tine, a fost mult mai dificil decât în această perioadă post-pandemică, când copiii mi-au crescut și timpul meu a devenit mai, s-a dilatat, nu s-a mai comprimat. Deci în asaltul acesta al vieții ați simțit că ceea ce va aduce un răspuns, un calm, liniște, ar fi să vă reamintiți de Dumnezeul copilăriei, al bunicilor. Da. Ați început să mergeți, înțeleg, la o biserică care citea și să studiați Biblia și la un moment dat făceați referire că nici asta n-a mai fost suficient, că ați avut nevoie de mai mult și ați găsit sola Scriptura. Peste sola Scriptura cum ați dat și de ce sola Scriptura astăzi? Deja simțeam o presiune în luna martie-aprilie acestui an foarte puternică de a reveni la studiu biblic constant. Cum ziceam, alături de un grup pasionat de același lucru și nu aveam nicio soluție practic, pentru că după mulți ani în care eu parcursasem individual citirea Bibliei,
Nu prea mai aveam pârghile care să apelez. Am deschis Google-ul într-o zi când n-am mai suportat și cred că acesta a fost modul în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor mele, pentru că unul din primele link-uri a fost la Scriptura, am intrat, am abordat două cursuri, Fericirile de pe Munte și cursul de citire a Bibliei, unde am văzut că există grup de WhatsApp, deci este un curs interactiv exact cum îmi doream și de atunci lucrurile au mers pe plus în continuare. Deci am fost foarte mulțumită și de atunci n-am lipsit niciodată miercurea de la studiu biblic. De cât timp sunteți conectate cu Sola Scriptura, doamna Lucia? De anul trecut. De anul trecut? Da, de anul trecut. Din primăvara acestui an? Din primăvara acestui an. Da. Descoperind Biblia, ce face Biblia? Face ceva anume? Nu pun întrebarea aceasta, să spunem, degeaba, ci pentru că chiar săptămâna aceasta a fost dat publicității un studiu foarte serios în presa internațională religioasă cu un titlu: de câte ori să citești Biblia ca ea să te schimbe. Practic 92% dintre respondenți spuneau că cam de 3-4 ori trebuie să citești Biblia ca să te poți simți schimbat. De aceea v-am întrebat de cât timp sunteți conectați cu Biblia și dacă simțiți că ea transformă, pentru că titlul nu este cum să citești Biblia, cum să studiezi Biblia, ci cum să descoperi Biblia. Sunt termeni diferiți cu nuanțe diferite. Noi ca și oamenii, pe tot parcursul vieții, căutăm modele. Îmi place o persoană pentru că este foarte consecventă sau îmi place o persoană, o admir pentru bunătatea ei. Atunci când citești Biblia, îl descoperi pe Iisus, care este modelul perfect, este perfecțiunea, și încerci și tu să schimbi ceva în viața ta. Adică încerci să te identifici puțin cu El, adică încerci să fii mai bun azi decât ai fost ieri, sau încerci să fii mai iubitor astăzi decât ai fost zilele trecute. Încerc să fii un model pentru cei din familia ta, încerc să fii un model pentru semenii tăi și este loc pentru adică această schimbare este permanentă, permanent descoperi ceva și vrei să aplici și tu în viața ta. Ați putea să ne vorbiți de câteva schimbări pe care le-ați putea atribui lui Dumnezeu direct? Pentru că poate altă dată nu v-ați fi gândit să schimbați lucrurile respective și poate că nici nu v-ați fi dorit atât de mult. Există în biografia dumneavoastră recentă, ca să spun așa, de om care îl caută și vrea să meargă în ritmul lui Dumnezeu, că au existat și perioade când nu s-a întâmplat lucrul acesta. Există ceva anume căruia ai puteți spune doar Dumnezeu a putut să schimbe asta, eu n-aș fi putut schimba. Da, v-aș putea relata o experiență pe care am trecut tot în acești ultimi ani. Soțul meu avea o problemă, adică o obezitate morbidă, și aveam deseori discuții în casă pe acest subiect. Toată familia încercam să-i explicăm că trebuie făcut ceva, trebuie ceva schimbat în stilul lui de viață. Aceeași prietenă care a fost alături de mine mi-a recomandat să mergem la Herghelia, pentru că e convinsă că Herghelia va schimba stilul de viață al nostru, lucru care s-a și întâmplat anul trecut. Am petrecut 11 zile la Herghelia. Vreau să vă zic că soțul meu a încercat deseori de-a lungul timpului să slăbească cu tot felul de diete, cu nutriționiștii, cu medicii pregătiți în acest domeniu. Nu a reușit niciodată. Era ca o minune care ținea 3 zile, deci nu era perseverent și rezultatele nu apăreau sau apăreau pe o perioadă scurtă de timp, după care revenea la vechiul stil de viață. Herghelia a avut un impact emoțional atât de mare asupra noastră încât încă culegem rezultatele, adică vreau să vă spun că după experiența cu Herghelia viața noastră s-a schimbat radical. El are vreo 40 de kg în minus în momentul ăsta, de anul trecut din vară.
Și mi-am dat seama că numai rugăciunea noastră și a celor de la Herghelia, pentru le datorăm foarte mult acestor oameni de acolo, le suntem profund recunoscători, vrem să ne întoarcem din nou la anul, la Herghelia. Deci este o experiență pe care am avut-o cu Dumnezeu. Da, de ce ar putea întreba cineva? Bine, sunt atâția oameni care reușesc să se motiveze și să găsească o soluție și își spun, uite, de data asta am reușit mai bine, am folosit metodele de la Herghelia, dar eu am făcut lucrul acesta, eu am făcut alegerea aceasta, eu am făcut... am parcurs drumul, voința mea, putința mea. Merg în direcția corectă? Da, poate fi interpretat și așa, dar având în vedere multele rezultate eșuate până la această experiență, ne dăm seama că a fost mai mult... Atât. Mai mult de atât, adică nu a fost numai voința noastră, numai atitudinea noastră, a fost o luptă pe care am dus-o împreună cu Dumnezeu și nu noi singuri. Ce frumos! Mă îndrept acum de la doamna Lucia către doamna Luminița și pun aceeași întrebare despre schimbări. Odată ce descoperi spiritul Bibliei, odată ce descoperi pe Dumnezeu, ați simțit că ea transformă? Vă transformă? Au fost ocazii în viața mea care m-au convins de acest lucru, pentru că e ușor să iubești pe cei care te iubesc, dar este foarte greu să-ți iubești dușmanii sau cei pe care îi percepem ca fiind niște dușmani numai pentru că ne fac rău, chiar fiind membrii foarte apropiați ai familiei. Vorbiți din experiență? Acum? Da, vorbesc din experiență de două cazuri care a fost foarte traumatizantă pentru mine și despre doi oameni pe care îmi promisesem eu că nu-i voi ierta niciodată, că nu voi avea nimic de a face cu ei și că nu mai există pentru mine. Chiar am spus că pentru mine sunt deja morți și îngropați, restul vor fi doar formalități. Viața sau Dumnezeu a făcut ca acești oameni să se îmbolnăvească destul de grav și să aibă nevoie de ajutor și să mă număr și eu printre cei care i-au ajutat implicându-mă direct și simțind foarte multă milă. Deci n-am mai stat să mă gândesc că eu nu iert pe acești oameni, că nu vreau. Deci n-am simțit decât milă creștină și părere de rău pentru ei și chiar o părere infinită de rău că nu au reușit să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă experiențe cu El și să-și crească în felul ăsta și calitatea relațiilor interpersonale. Eu cred că dacă ei ar fi avut parte de aceeași experiență cu Dumnezeu ca și mine, s-ar fi transformat și ei. Și tensiunile de care avem parte, care dacă stai să le analizezi, după aceea nu au niciun rost, se puteau elimina altfel. Cu o perspectivă spirituală și cu o încredere că cel de sus știe și oriunduiește mai bine decât ne planificăm și alegem noi. Deci atribuiți 100% lui Dumnezeu succesul acesta absolut, de a ierta. Absolut. Pentru că înainte... modificarea caracterului și a comportamentului meu nu-i se datorează decât lui. Mergând în această radiografie a vieții dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră, ce ați descoperit că mai face Dumnezeu prin cartea lui pe care a lăsat-o? Și nu prin subiectivismul nostru, pentru că poți să-ți imaginezi multe, dar odată ce ești în contact cu Biblia, ești în contact cu Dumnezeu, citești voia Lui și nu are cum să nu lucreze. Vă aduceți aminte de astfel de momente după, să spunem, un studiu pe care l-ați avut, care v-a creat, să spunem, dorința de a fora adânc în sufletul dumneavoastră, de a lucra împreună cu El și de a transforma și de a schimba și alte zone sensibile de care nu v-ați fi atins. De unul mi-ați povestit, stilul de viață iarăși este iar foarte sensibil. Ne place ce mâncăm, ne place, ne împăcăm cum arătăm. Nu trebuie să umblăm neapărat la ceea ce am pomenit și ceea ce am experimentat și ne place, da, când vine vorba despre gust.
Dacă ar fi să continuăm pe linia aceasta, ce ați mai descoperit că a transformat Dumnezeu și nu puteți sub nicio formă să spuneți că vă aparține succesul acela, decât prin ideea că ați colaborat la schimbare? Colaborarea mea probabil a fost mai mult că m-am lăsat transformată, în sensul că o bună parte din viața mea am acordat mult timp și mult efort să plac oamenilor. Ei, după ce am început să aprofundez relația mea cu Isus, acord mai mult timp și mai multă importanță să-i plac lui. Și nu cred că m-aș putea întoarce niciodată înapoi, adică pot să spun sigur că nu m-aș putea întoarce niciodată înapoi, în sensul să fac eforturi să plac oamenilor. Întrebarea pe care mi-o pun când fac ceva, când gândesc ceva, este dacă este pe placul lui Dumnezeu. A fost împovărător să descoperiți că aveți această particularitate în relațiile cu cei apropiați, că încercați înainte de orice să plăceți oamenilor. Adică îmi dau seama că nu e ușor să întreții o relație în care vrei să placi cuiva, chiar și atunci când tu ai vrea să alegi altceva, ai vrea să-ți exprimi punctul de vedere într-un alt fel, dar pur și simplu ești marcat de un anumit tipar, pentru că așa ai învățat să fii și să răspunzi în funcție de ceea ce crezi că el așteaptă de la tine, nu neapărat ce vrei tu, ci, uite, este împovărător un astfel de stil de a, de a fi cu tine și cu ceilalți? Vă obosea? Pentru că mă întreb de ce ați fi vrut să schimbați. Mă secătuia complet de energie, pentru că oricâte eforturi depui, ceva nu o să-i placă. Cineva te va critica că nu ai fost destul de bun și așteptările oamenilor de la tine sunt extrem de greu de satisfăcut. Și am început să-i văd și să-i privesc și pe ei din altă perspectivă. Și asta a schimbat Dumnezeu la mine, pentru că în momentul în care tinzi în mod exagerat înspre aparențe și înspre o perfecțiune materială, înseamnă că ești într-o zonă de nesiguranță, de frustrare, de nefericire, pe care încerci să o camuflezi prin lucruri. Pentru că o persoană fericită nu simte nevoia, sau o persoană împlinită, liniștită, împăcată cu ea însăși, să-i critique pe alții, simte bucurie, simte, te binecuvintează în gând, te salută, are un zâmbet pe buze, nu stă să te critique, nu pierde timpul ăsta atât de limitat și de prețios cu amănunte. Și n-a mai contat părerea altora despre mine, și a fost o eliberare. Să renunț la cele 2 ore de pregătire zilnice și să mă plac eu și să mă văd eu prin ochii lui Isus și nu prin ochii oamenilor. Am câștigat timp și liniște. Și toate acestea citind Biblia? Descoperind Biblia? Exact. Și sunt foarte multe versete în care ești lămurit despre felul în care trebuie să te îmbraci, despre ce trebuie să mănânci, despre cum trebuie să te comporți sau cum trebuie să arată o femeie în societate. Și toate acestea converg către o singură concluzie. Este mult mai important ceea ce este în interior. Dumnezeu vede dincolo de aparențe. Omul vede doar ce izbește ochiul. Însă Dumnezeu vede până în inima ta. De ce nu m-aș preocupa eu de ce este în inima mea și în sufletul meu? De ce nu aș cosmetiza acolo totul și aș îmbunătăți totul? Și aș face ceva cu adevărat valoros pentru mine și pe placul lui Dumnezeu? Doamna Lucia, vorbește despre ceva foarte concret, doamna Luminița, faptul că a citit un text din Biblie și asta a început să lucreze. Și o spune cu atâta energie și cu atâta plăcere, cu atâta poftă, că ne deschide și nouă pofta și face exact ceea ce trebuie în emisiunea aceasta, să-ți deschide pofta pentru a citi Scriptura, de a te apropia de Dumnezeu, să stimuleze dorința aceasta. Însă eu vreau să vă întreb, întotdeauna este atât de comod când o văd, pentru că se vede că a rezolvat, la fel și la dumneavoastră, văd detașarea, bucuria, siguranța cu care povestiți. Însă, la momentul în care ați realizat că este o problemă care vă este sugerată de Dumnezeu, prin cuvânt, prin Biblie, prin oameni, prin un studiu pe care l-ați aprofundat la Sola Scriptura,
Când v-ați dat seama că e problema dumneavoastră, a fost așa de ușor? Ce v-a fost cel mai greu? Care a fost textul acela din Biblie care v-a dat cel mai tare bătaie de cap pentru că trebuie să schimbați neapărat ceva și nu este ușor? Îmi vine în minte un text din Biblie care sună în felul acesta: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piardă, ci să aibă viață veșnică. Creat probleme acest text? M-am gândit foarte mult la acest text și m-a marcat oarecum, gândindu-mă la ce sacrificiu suprem a făcut Dumnezeu pentru noi. Și am simțit că trebuie să fac ceva și eu cu viața mea. Citind Biblia, am descoperit că viața mea a căpătat un nou sens. Mi-am schimbat setul de valori, adică este cu totul altul. Nu mai apreciez ceea ce apreciam altădată sau nu mai înseamnă atât de mult pentru mine lucrurile care însemnau foarte mult cu ceva vreme în urmă. Principiile mele de viață au început să fie altele. Este o hrană spirituală cu care mă hrănesc în fiecare zi. Adică simt nevoia să mai descoper ceva, să mai adaptez la viața mea ceva din ceea ce citesc. Lucru care mă împlinește foarte mult și mă încarcă sufletește, aș spune. Îmi dă o stare de bine. Am descoperit acest lucru și prin rugăciune. Eu cred că rugăciunea face minuni în viața unui om și chiar cred în această rugăciune și încerc pe cât pot ca ea să facă parte din viața mea. Și nimic nu vă sperie, înțeleg. Nu vă este teamă de ce ați putea descoperi, despre ceea ce Dumnezeu ar putea descoperi și că trebuie să lucrați în caracterul dumneavoastră, în... Toate au fost confortabile? Ceea ce mă sperie foarte tare este lipsa timpului, că nu găsesc atât de mult timp încât să-mi aprofundez aceste cunoștințe. Nu mă tem de nimic, pentru că am învățat să mă bazez totdeauna pe Dumnezeu. Adică sunt convinsă că El găsește o soluție atunci când în viața mea apar tot felul de probleme. Și sunt foarte liniștită și împăcată cu această idee. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a lăsat descoperit și de mine. Ce frumos! Mă întorc din nou la doamna Luminița, care a generat așa cumva întrebarea mea. Întotdeauna este simplu să descoperi despre tine. Adică să-ți spună Dumnezeu că ești nesigur și că ți-ai prea mult timp ca să placi celorlalți, nu e tocmai confortabil. Nu e tocmai confortabil ca Dumnezeu să spună: știi ceva, tu chiar urăști niște oameni, nu poți merge înainte dacă nu rezolvi problema asta. Ne-ați permis să intrăm în chestiuni foarte concrete din viața dumneavoastră și vă mulțumesc. Și de aceea vă întreb, cum e când Dumnezeu îți spune: ai o problemă, trebuie să o rezolvi? N-ai de ales decât să te bazezi și pe ajutorul Lui, pentru că eforturile tale, cum zicea și Lucia, pot să se soldeze de foarte multe ori cu eșecuri. Tu să vrei, dar să nu ai suficientă determinare, putere, să se întâmple, să schimbe conjunctura în viața ta și să cazi din nou, să faci un pas înainte, doi înapoi. Dar apare, nu știu, un moment, un punct critic, pot să-l localizez exact pe firul vieții, dar pur și simplu vezi că s-a schimbat, că nu mai ești tu și știu că mai sunt încă sectoare pe care Dumnezeu trebuie să le cucerească pentru ca eu să fiu complet în mâna Lui, dar cu cât ego-ul ăsta scade, cu atât se face mai mult loc pentru El. Și mă bazez, îi spun, i-am zis și astăzi, veniți spre emisiune: Doamne, sunt slabă în privința asta, fă Tu ceva, eu știu, cunosc problema, dar mă predau în mâinile Tale, nu pot lupta de una singură. Deci nu au fost niște, deci nu s-a întâmplat că am citit și am rezolvat problema, nu, am citit, am recitit, a fost faza aceea a negării: nu, Doamne, nu sunt așa, dar ei ce fac? Uită-te cum se poartă cu mine.
Adică, oarecum nu ai dorința să-ți răspundă, să le faci bine și să-ți dea același bine înapoi, dar măcar să fie binevoitor sau simpatici sau amabil sau să nu fie răi. Deci, bineînțeles că am încercat mereu să arunc cioara moartă peste gardul celuilalt, în termen popular, pentru că venea de la el problema, nu de la mine. Eu așa o vedeam. Insistând și ascultând mai mult de cuvântul lui decât de logica mea, lucrurile au început să se schimbe așa, fără să-mi dau seama când s-a produs schimbarea. Pur și simplu, cum spune Lucia, am observat că nu mai îmi plac aceleași anturaje, nu mai îmi place aceeași muzică pe care o ascultam, aceleași cărți, nu mă mai interesează, că n-am parcurs toate operele filosofilor, că n-am parcurs toată literatura, nu mai are niciun pic de relevanță pentru mine dacă n-am citit Biblia măcar de 30-40 de ori, nu mă pot opri la 3-4, pentru că la fiecare citire a Bibliei mi se pare că ți se revelează sensuri noi, ceva ce ți-a scăpat dintr-un motiv sau altul înainte. Așa că noi suntem așa de recunoscători că ne-ați permis să vedem în viața dumneavoastră porțiuni din lupta aceasta, părți din lupta aceasta. Continuă. Da, și ea continuă, așa este. Mă întorc către directorul Institutului Sola Scriptura, domnul Marius Bratu. V-am lăsat puțin așa, dar m-am uitat mereu, așa că vă vedeam zâmbetul, bucuria cu care ați ascultat. Am savurat la propriu poveștile acestea și sunt foarte uimit și satisfăcut în același timp că Sola Scriptura a jucat un rol mărunt acolo în viața acestor două persoane și știm doar despre experiențele dumnealor în momentul de față, dar câte alte persoane au fost ajutate de lucrul acesta? 15.000 în ultimii 5 ani. Da. E o cifră. Aveam, în timp ce vă ascultam, gândul acesta, aha, deci asta era în spatele cortinei și mă explic imediat. Doamna Lucia este din Craiova, doamna Luminița din Târgu Mureș, eu sunt tot din Craiova, dar acum în București. Și vorbim sau ne întâlnim în cadrul unui curs care nu a apărut de mult la începutul anului acestuia, cursul Descoperă Biblia, grupul acesta, comunitatea aceasta care își propune să studieze Biblia, nepresată fiind de timp, ci cu scopul de a înțelege ce spune textul acolo. Proiectul acesta sau cursul acesta a fost inițiativa unei doamne din Bacău. Doamna Elena din Bacău a întâlnit o colegă de-a noastră în librăria Sola Scriptura de acolo, s-au împrietenit și au început să studieze Biblia împreună. Numai că au ajuns la un nivel în care simțeau că trebuie să primească ajutor. Colega din librărie m-a sunat și timidă mi-a spus situația și mă întreabă, ați vrea să faceți un curs cu noi două ca să doamna Elena să învețe mai mult? Am făcut repede un grup de WhatsApp și acolo au început să vină oameni. Aceasta este o imagine de ansamblu. Noi vedem doar părticica noastră. Eu am făcut grupul de WhatsApp, Zoom, m-am pregătit pentru curs, dar sunt oameni în toată țara. Sunt oameni care, cum spunea doamna Luminița, caută într-un moment greu ceva pe Google și căutarea respectivă îl duce tocmai acolo. Este cineva în altă parte a țării care are o inițiativă și strigă, vreți să ne ajutați, vrem mai mult. Când îți dai seama că este cineva care regizează toate lucrurile acestea. Noi nu știm poveștile sau problemele pe care le avem fiecare dintre noi, dar cel care ne-a creat și ne iubește atât de mult, vede toate lucrurile în ansamblu și fiecare piesă, eu sunt o piesă, doamna Luminița o piesă, doamna Lucia alta, le aduce așa la oaltă ca să creeze o imagine frumoasă a vieții noastre. Este extraordinar. Așadar, reținem posibilitatea de a intra pe grupul acesta de WhatsApp, Descoperă Biblia. Da, cine dorește să participe la cursul acesta Descoperă Biblia, poate să acceseze site-ul solascriptura.ro și pe prima pagină, cum se vede și pe ecran, dă click pe butonul acela și are informațiile necesare ca să intre în grupul acesta. Va avea nevoie de aplicația Zoom, instalată fie pe telefon, smartphone, tabletă sau computer și în fiecare miercuri la ora 19 ne întâlnim pentru studierea Bibliei. Cum am pornit sau care sunt regulile de bază ale grupului acestuia? Studiem Biblia fără vreo influență doctrinară. Ne-am propus să lăsăm textul biblic
să ne vorbească. Suntem din diferite confesiuni religioase, ortodoxi, adventiști, baptiști, penticostali, suntem din România, din Italia, din Germania, din Statele Unite, dar ceea ce ne unește este dorința de a afla mesajul lui Dumnezeu din Scriptură, nu mesajul trecut prin filtrul vreunei denominațiuni. Și lucrul acesta este extraordinar de frumos. Pentru că ne deschide și ne apropie. Îi asigur pe toți participanții la curs că atât cât depinde de mine, cu toată sinceritatea, dau orice filtru la o parte și îmi propun ca mesajul din Scriptură să ajungă nealterat la noi. Și eu sunt, atunci când sunt împreună cu cursanții în fiecare miercuri, eu sunt probabil primul beneficiar, pentru că în momentul în care discutăm în cadrul cursului nostru, descoperă atâtea lucruri noi, de la participanți, de la cursanți, dar chiar și în momentul acela în care prezint ceva, se fac conexiuni noi. De aceea le-am spus participanților la curs, dacă au ocazia, să citească cu cineva Biblia și să îi o explice, pentru că în momentul în care explici cuiva, tu însuți faci niște conexiuni pe care nu le-ai făcut până în momentul acela și ești câștigat. Iar eu nu vreau să ratez minutul acesta să spun din nou la mulți ani la Scriptura, 22 de ani de existență, iar în 22 de ani de existență, 51 de librării, colegii mei deja au făcut, ne-au ajutat să spunem, introducându-ne în spiritul librărilor la Scriptura și rog să ne dea din nou acele imagini, pentru că și librăriile la Scriptura se pregătesc pentru un proiect, zic eu, deosebit. Povestiți-ne puțin despre acest proiect, Pune umorul pentru orașul tău. Este un proiect despre care nu s-a vorbit foarte mult și mă bucur că putem vorbi acum. Librăriile Sola Scriptura sunt componenta aceea care au menirea de a completa proiectul acesta misionar Sola Scriptura. În librării, pe lângă vânzare de carte, se întâmplă și alte lucruri. Ne întâlnim om cu om, nu doar... E bun și online-ul și acum mai nou ne ajută tehnologiile acestea de tipul Zoom, Skype, să fim mai aproape, să ne vedem, să vorbim în timp real. Dar când ești cu omul acolo, emoția este alta. Ai ocazia să spui o problemă de-a ta, să împărtășești o bucurie pe care o ai. Iar în librării se poate întâmpla lucrul acesta. După cum vedem, Dumnezeu ne-a binecuvântat până în momentul de față și în toată țara avem aceste librării. Din curiozitate, vizitați librăriile și vedeți ce se întâmplă acolo. Orice proiect are nevoie nu de bani, în primul rând, ci de oameni care să-l susțină, care să fie acolo, să-l facă să prindă viață. De aceea proiectul pe care dumneavoastră l-ați amintit, Pune umărul pentru orașul tău, are nevoie de oameni. Niște oameni care să pună umărul cu pregătirea lor profesională pe care o au, specialitatea, domeniul în care activează, ceea ce știu ei să facă, să pună la dispoziția comunității în mijlocul căreia trăiesc. Spre exemplu, dacă sunt profesor de limba română, poate rup din programul meu și o oră, două ore, o dată pe săptămână sau o dată pe lună, în cadrul librăriilor Sola Scriptura, sunt la dispoziția copiilor care au nevoie de meditație. Iar Sola Scriptura va asigura, să spunem, întâlnirea dintre un profesor și... Sigur, pune la dispoziție toate resursele. În multe librării în țară s-a întâmplat lucrul acesta. Acum amintesc doar una dintre ele. În Craiova, la sfârșit, de fapt, pe tot parcursul anului școlar trecut, s-au organizat meditații gratuite la română, matematică și limba engleză. Au fost de un real ajutor pentru familiile care, din punct de vedere financiar, nu se descurcau prea bine. Pe lângă asta sunt cadre medicale care pot acolo să își ofere serviciile în mod gratuit. Din nefericire, suntem în lumea aceasta și avem probleme de sănătate. Sunt atâția oameni care dau bani sau chiar nu le ajung banii să-și întrețină sănătatea. Am putea să punem umărul fiecare dintre noi astfel încât, ajutându-ne reciproc, să putem puțin, puțin să trăim mai bine.
Și, desigur, după ce inițiem un astfel de proiect și cunoaștem oameni și începi oamenii, cursanții să se, sau beneficiarii să se cunoască, vine vara și apar taberele de... care sunt absolut extraordinare. Scriptura. E un moment de mare bucurie pentru că așa noi mai știm unii de alții în timpul anului, poate ne mai întâlnim pe Zoom, dar și acolo pe Zoom nu toți deschidem camera, însă aceia dintre noi care hotărăsc să vină în tabăra Sola Scriptura, care are loc în fiecare vară, trăiesc o bucurie deosebită. Venim oameni din toate colțurile țării cu fundaluri culturale, spirituale diferite, pregătiri profesionale diferite și stăm acolo o săptămână sau cât durează tabăra respectivă și descoperim lucruri noi, ne cunoaștem. Da. Este extraordinar de frumos. Adevărul că imagini din tabăra noi am mai văzut pentru că am făcut emisiuni care au adus în prim plan acest proiect de excepție, spune. Oamenii chiar se simt bine în taberele Sola Scriptura. Chiar acum pe ecran avem, să spunem, imagini din ultima tabără. Da, și o vedem și pe doamna iulie. Lucia în prim plan acolo. Da, exact. Suntem la final de emisiune. Mi-a făcut atât de bine să vă văd și să vorbim împreună despre un Dumnezeu atât de minunat și despre o carte sfântă atât de accesibilă. E la o distanță de o decizie să vrei să faci lucrul acesta, să te oprești un pic din ritmul acesta nebun și agitat al vieții și să-ți dai seama de câtă pace, de câtă liniște și nu orice pace și liniște, adică niște stări de moment, ci poți să ai o stare lăuntrică cu care să mergi în viață și să răzbați efectiv și să faci față. Aș vrea la final să pun întrebarea emisiunii, cum să descoperi Biblia, și apoi să finalizăm și să avem o concluzie. Din punctul dumneavoastră de vedere, ne trebuie o concluzie pentru... În primul rând trebuie să-ți dorești foarte mult lucrul acesta. Deci să ai o dorință arzătoare ca să poți face lucrul ăsta. În al doilea rând, să rogi pe Dumnezeu să te ajute în sensul ăsta, ai nevoie de ajutor. Eu ca și cursant la acest curs Descoperă Biblia, chiar îl recomand cu ardoare tuturor care își doresc asta. Vreau să le spun că nu au absolut nimic de pierdut, ci au numai de câștigat. Este un curs interactiv, adică toți venim acolo cu problemele, cu întrebările noastre, cu neînțelegerile noastre. Punem întrebări, primim răspunsuri. Timpul trece foarte repede. Pentru mine o oră aș spune că este insuficient. Îmi dau seama. E mult prea scurt timpul pentru cât de multe întrebări, la cât de multe întrebări așteptăm răspuns. Este o experiență nouă în viața mea și mă bucur. Mă bucur că fac parte din acest grup. Și eu mă bucur că ați fost aici în emisiune. Vă doresc succes mai departe, doamna Lucia. Mulțumesc. Doamna Luminița, din experiența pe care o aveți, care este mesajul pe care îl transmiteți celor care, ascultându-vă, s-au regăsit în părți din povestea dumneavoastră și au zis, dacă ei i-a făcut bine, parcă aș face și eu. Cum să descoperi Biblia? Da, aș vrea să ofer un răspuns liric la această întrebare. Am scris ieri o poezie inspirată de poezia pastorului adventist Daniel Chirileanu, numită Socoteli, care ne invită să ne facem un bilanț al răspunsurilor pe care le-am primit la rugăciunile noastre. Și ieri ați scris-o și ați adus-o. Da, n-am vrut să vin cu mâna goală și am adus o poezie. Poezia mea se numește Dacă. Dacă ar fi să-mi fac onest și curat socotelile, aș recunoaște că mi-ai dat mai mult decât ți-aș fi cerut, că m-ai ascultat mai mult decât aș fi rugat și că ai venit mai des decât te-aș fi chemat. Aș recunoaște că m-ai iertat și spălat de păcate cu mult înainte să te fi căutat, că mi-erai alături, cu brațele deschise, când eu te-am ignorat. Dacă ar fi să-mi fac socotelile cu tine, ar trebui să pun în balanță răbdarea și statornicia ta pe un taler, iar pe celălalt indiferența și inconstanța mea, și tot la tine ar atârna balanța mai greu. Și oricâte promisiuni ți-aș face eu, singura pe care n-aș încălca-o e că voi avea nevoie, mereu, de iertarea ta. Acum știu că mi-ai dau. Cred că mi-a luat mult timp până am înțeles și încă pe atât până am admis că la tine am credit nelimitat și un cont permanent deschis. Binecuvântările tale nu sunt numărate, îndurarea ta nu are hotar,
cât mintea mea să cuprindă, nu poate, infinit și în veci este al tău har. Așa că, dacă aș da cărțile pe față și dacă aș fi sinceră măcar o dată în viață, dacă aș sta să-mi fac socotelile cu tine, Iisus, oricât, oricum, oriunde, aș ieși pe plus. Foarte frumos, vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici și ați venit cu gândurile, cu talentul, cu poezia, cu toată experiența. Vă doresc mai departe mult succes. Și mă uit acum la final, am depășit cu mult minutele, 10 secunde, haideți 30 de secunde, cum să citești Biblia prin Sola Scriptura. Mulțumesc, mă gândeam acum la o imagine, întâlnim raionul de parfumuri în magazine și pe raft găsim și testere, ca să știi ce parfum îți cumperi. Cam așa este și cu descoperirea Bibliei sau, mai bine spus, descoperirea lui Dumnezeu. Chiar Biblia invită așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați, căutați, testați, fie prin Sola Scriptura, fie acasă cu Biblia, încercați lucrul acesta și cu siguranță veți fi surprinși de ceea ce veți descoperi. Și încă un lucru, gustați și ceea ce înseamnă implicarea în proiectul Sola Scriptura. Puneți umărul, veniți în librărie, întrebați cu ce puteți ajuta și acolo este o experiență deosebită. Și pentru că sunt 22 de ani în care acest proiect a fost susținut, am bucuria și onoarea acum să mulțumesc tuturor sponsorilor, tuturor oamenilor care în toți acești ani au fost alături de Sola Scriptura și în primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dus până aici. Să binecuvânteze proiectul acesta mai departe și miile, zecile de mii sau sutele de mii de oameni care vor beneficia de pe urma acestui proiect. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, la mulți ani, Sola Scriptura. Amin. Și să ne vedem la anul pe vremea aceasta cu noi experiențe de credință. Aici se încheie Jurnal de Credință. Doamne, ce mult mă bucur pentru faptul că am simțit și sunt convinsă că și dumneavoastră acasă ați simțit spiritul acesta, dorința de a te apropia de Dumnezeu într-un mod nesubiectiv, ci cât se poate de concret. Deschizând Biblia, nu uitați, descoperă Biblia, cursul care vă este, să spunem, întâlnirea care vă este pusă la dispoziție prin grupul de WhatsApp solascriptura.ro și veți afla mai multe și, desigur, acolo unde veți fi, puteți spune o rugăciune pentru Sola Scriptura, pentru echipa Sola Scriptura și, de ce nu, dacă îi întâlniți, spuneți-le direct la mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că faceți atât de multe lucruri în atât de puține, să spunem, momente, pentru că momentele ar putea să fie mult mai multe, dar în momentul în care tu decizi să pui deoparte cât timp ai, timpul acela este binecuvântat. La mulți ani, Sola Scriptura. Numai bine!